unică în zonă și nu putem vorbi de o locuire. Să intrăm un pic, să ne întoarcem în timp, probabil toate piesele de până acum nu au, care au fost lecționate, unii nu au un sfert din vârsta acestei piese. Se datează undeva la 50.000, 35.000 de ani înainte erei noastre. Și provine dintr-o cultură numită Musterian. Este o cultură a omului de neandertal. Dacă până acum, cum vă spuneam, nu avem descoperite piese din acea perioadă, trebuie să vă spun că avem descoperite totuși restul de faună din acea perioadă, cum este acea musea de mamut descoperită la Alba Iulia. Pentru ce era folosită piesa? Țin să mulțumesc cu această ocazie colegului Ionuț Bălteanu, specialist în paleolitic, care a făcut determinarea și ne-a dat câteva date despre piesă. Probabil inițial piesa a fost realizată pentru a fi un vârf de suliță. Și a fost realizată ca atare și de aceea are această formă. Vă puteți imagina ce făceau oamenii respectiv cu aceste vârfuri de suliță. Alergau și vânau mamuți, vânau tot felul de alte animale mari. Ulterior, piesa are o ruptură și oamenii hotărăsc să o reutilizeze. Acest lucru ne este spus de niște retușe foarte fine pe marginea piesei, se poate fi văzut și pe afiș, ceea ce o fac specifică pentru răzuirea pieilor de animal. După vânarea animalului se desfăcea pielea de pe el, iar pentru a elimina grăsimea erau folosite, de pe piele erau folosite astfel de unelte, se cheamă racloare. Astfel avem o piesă care a avut cel mai probabil două utilități. A fost prima dată un vârf de suliță, iar apoi a fost folosit ca și acest, ca și răzuitor. Vă spuneam că în județ nu mai avem astfel de descoperiri. Localitatea Pian este la baza munților Sebeșului. În județul Hunedoara, foarte aproape de granița cu județul Alba, avem descoperiri în peșteri din această perioadă. Sunt patru peșteri în localitatea Nandru, Hava Pono și la Cioclovina, în care sunt descoperite astfel de artefacte. Deci, putem presupune existența și aici la Pian, la un moment dat, a unei așezări, fie așezări pe margine de terasă, fie undeva la baza munților. În perioada respectivă existau atât și locuiri în peșteri, cât și locuiri pe terasă sau pe dealuri. Într-una dintre aceste peșteri, la Cioclovina, au fost făcute, la peștera Nandru, au fost făcute analize, iar datarea pentru astfel de obiecte este undeva la 50-35 de mii de ani înainte de Hristos. Și astfel o face cea mai veche descoperire de pe teritoriul județului Alba. Ce ne dorim și ce am încercat să schițăm cu colegul Bălteanu, având în vedere că nu avem locuiri de terasă cunoscute și sunt doar locuiri de peșteră, dorim totuși să încercăm să vedem dacă aici, la Pian, nu a fost totuși o așezare. Și vom încerca să facem niște săpături, să reluăm săpăturile arheologice acolo, să încercăm să vedem dacă totuși nu este cumva o așezare. Imaginați-vă că era o locuie foarte puțin densă în acea perioadă, sau foarte puțină populație, iar descoperirea unei astfel de piese merită investigații pentru a vedea dacă avem o locuire acolo. Vă mulțumesc! Vă prezentăm astăzi la exponatul unii cea mai veche descoperire arheologică de pe teritoriul județului Alba. Avem de-a face cu o unealtă paleolitică, datată undeva aproximativ 50.000-35.000 înainte erei noastre. A fost descoperită în localitatea Pianu, de jos, în anul 2009. Această piesă a fost confecționată inițial pentru a fi folosită ca vârf de lance,
de suliță, mai bine spus, iar apoi în urma unei deteriorări a fost folosită ca și racloară, adică o piesă pentru răzuit blănuri. De ce este atât de importantă? Locuirea în această perioadă paleolitică era destul de rară și este în special în peșteri. Au fost descoperite până acum în săpături arheologice efectuate în peșteri, ceea ce face ca această descoperire pe terasă să fie foarte importantă pentru cercetările ulterioare. Se dorește realizarea unor sondaje arheologice pentru verificarea în zonă, pentru să încercăm să identificăm existența unei așezări paleolitice acolo. Vă mulțumesc. Mai vreți să